Bună ziua, copii! Continuăm să citim cu povești. La sigur, sunteți în așteptarea unei povești noi, în special atunci când mergeți la culcare, nu-i așa? Astăzi vreau să vă citesc povestea dintr-o carte foarte frumoasă, care se numește Cinci povești. Este o colecție de cărți cu așa titlu și din cartea aceasta am să vă citesc povestea Ridichea. Probabil că ați mai auzit-o, ea este în mai multe ediții, dar cea pe care vă arăt astăzi este îndeoseb de frumoasă, pentru că cartea este frumoasă, dragi copii. Ia uitați-vă ce moșulică! Haideți să vedem ce e cu această poveste pentru cei care nu o cunosc, dar pentru cei care o cunoașteți, să o mai auziți odată. Un moșneag a sădit o ridiche. Ridichea a crescut mare de tot. Moșneacul s-a apucat să smulgă ridichea. Trage el odată. Nu poate scoate căci ridichea a crescut atât de uriașă. Trage el de două. Trage el de trei, dar nu reușește. Stă țărmanul pe gânduri și se gândește, Doamne, oare cum să scot așa mamă de ridiche mare? Moșneagul a chemat-o pe babă la ajutor. Baba s-a apucat de moșneag. Moșneagul de ridiche. Trag ei cât trag și nu reușesc. Trag odată, trag de două, trag de trei. Vai, ce ridiche uriașă, nu se primește. Se gândesc ei ce să facă, pe cine să cheme la ajutor. Baba a strigat iute la nepoțică. Nepoțica s-a apucat de babă, baba s-a apucat de moș, moșul se apucă de ridiche, trag ei odată, trag ei de două, trag ei de trei, nu se rupe ridichea. Doamne, ce năpastie! Nepoțica se gândește cât se gândește și strigă la cățelușă. Cățelușa se apucă de nepoțică, nepoțica se apucă de babă, baba de moș, moșul de ridiche. Trag ei odată, trag ei de două, trag ei de trei, nu iese ridichea. Ce să facă ei? Pe cine să mai cheme la ajutor? Pe cineva puternic? Cățelușa s-a gândit cât s-a gândit și a chemat pisica. Pisica s-a apucat de cățelușă, cățelușa s-a apucat de nepoțică, nepoțica s-a apucat de babă, baba s-a apucat de moș, moșul de ridiche. Trag odată, trag de două, trag de trei, nu se smulge ridiche, ce uriașă! Ce să facă ei, sărmanii, cum să pregătească o mâncare dacă nu pot scoate ridichea? S-au gândit că s-au gândit și pisica a chemat șoricelul. Șoricelul s-a apucat de pisică, pisica de cățelușă, cățelușa de nepoțică, nepoțica de babă, baba de moș, moșul de ridiche și trag ei odată, trag ei de două, trag ei de trei și hop! Au scos ridichea uriașă! Au reușit, dragi copii, să scoată ridichea, din care au pregătit multe bucate gustoase și au stat cu toții la masă, veseli, împliniți și sătui, căci au reușit să facă și bucate gustoase. Eu la masă cu ei n-am fost, dar imaginez că a fost gustos. Și care este morala acestei povești? Unde smulți, puterea crește. Corect? Unde e unul, nu reușești.
Dar unde sunt mulți, au reușit. Și în cazul nostru, cel mai puternic s-a dovedit a fi cine? Șoricel. Astfel, sper că v-a plăcut povestea. Atât pentru astăzi, la revedere!